Dacă îmi place ceva la americani, este mâncarea, adică burgerul și mac and cheese. Așa că astăzi facem mac and cheese, abia aștept să fac această rețetă. Poți să-l bagi direct în microunde, îl mănânci, știi, ca în filme, așa? Astăzi facem mac and cheese, dar fără microunde, îl facem pe foc, normal, cum se face. Pentru această rețetă avem nevoie de paste, o să folosesc fix tipul acesta de paste pe care eu îl folosesc la această rețetă la mac and cheese. Două tipuri de brânză cheddar, mozzarella, unt, făină și lapte. Primul lucru pe care îl fac este să pun apa la fiert pentru paste, adaug sare și o las să fiarbă, după care voi pune pastele. Spuneam că am două tipuri de brânză cheddar, una mai tare și una mai moale, așa că o să mă apuc să dau pe răzătoare brânza. Încingem o tigaie, adăugăm unt, îl lăsăm să se topească și vom crea un rântaș, prin unt cu făină, după care adăugăm laptele. Deci am spus că am nevoie și de mozzarella, pentru că există două variante să mănânci aceste paste, pur și simplu scoase din tigaie și le mănânci imediat, sau dacă vrei să le gratinezi puțin la cuptor, iar mie îmi place foarte mult crusta aia care se formează, gratinul acela din cașcaval, așa că asta voi face astăzi, voi adăuga mozzarella deasupra și le voi băga, ia uite de când plouă o gură deja, le voi băga la cuptor pentru 10 minute. Untul s-a topit, așa că o să adaug două linguri de făină. Amestecăm și lăsăm să se gătească făina undeva la un minut, cam așa, după care adăugăm laptele. Adăugăm sare, piper. Puteți să le faceți picante dacă doriți, să adăugați niște boia iute sau niște fulgi de chili. Se pare că rețeta asta poate să aibă o groază de derivate, așa, adică poate să fie și ca fel de bază, poate să fie ca și garnitură, poate să fie cum vreți voi să fie, picantă, nepicantă. Adăugăm și brânza cheddar, o punem și pe cea frumoasă, mai moale. Acum vă zic sincer, practic sosul ăsta puteți să-l faceți și să-l consumați cu ce vreți voi, să-l puneți pe burger, să... iar cu crisp de pui, să luați așa din sosul ăsta, să mâncați, cu cartofi prăjiți, cu de toate, adică mie mi se pare că este un sos bun la toate, efectiv. Până se fier pastele, o să rat și din mozzarella, pe care o voi pune deasupra. Pastele au fiert, așa că o să le scurg și le pun direct peste sos. Pentru că vă spuneam mai devreme că îmi place să le formez acea crustă, vreau să le bag puțin la gratinat la cuptor. Pun și mozzarella deasupra. Totul intră la cuptor până se gratinează mozzarella. Nu știu să vă dau exact un timp, probabil că eu le voi lăsa undeva la 5-7 minute, cam așa, le urmăresc. Arată bine, sunt gustoase și nu vreți să știți cât de bine miroase aici în bucătărie, așa că vă urez poftă bună, să-mi scrieți în comentarii cum vă ieșit această rețetă, să ne dați like dacă v-a plăcut această rețetă și nu uitați să vă abonați la canalul Bucătăraș. Super simplu, practic 5 ingrediente și atât și rezolvăm o masă în America. Și cum e, dacă ți-e dor să te duci până în America, mai bine faci un mac and cheese. Atâtea bile de avion, știi? Bani! Asta zic! Cât de mult mă bucur că am făcut rețeta asta. Doamne Dumnezeule, cât de mult mă bucur. Nu, doar.